cu toate că vorba cântecului spune să iubim câinii vagabonzi, nu toți sunt de acord cu asta, mai ales când e vorba de maidanezii agresivi. Cu toate că este o problemă mai veche, ea totuși este și deranjează și sorocenii. Echipa noastră de filmare a făcut o mică plimbare în parcul Grigore Vieru, unde ne-am întâlnit cu vreo 7 câini. Unul mare și frumos încerca să ceară o plăcintă de la un om care se odihnea pe o bancă. Am să-i dau și lui cum s-a ales fără. Nu mai este frică de el. Nu. La câțiva pași dăm de alt domn, care spune că a fost mușcat recent de un patruped chiar în cartierul unde trăiește. Avem câini ca la, în raionul la Piuza Voda, pe babcat așa de pantaloni de jos. Și când pe unii vrei. Deci că s-a dat primărița că a făcut domnic pentru câini și strânge pe oraș. Nu m-am soroc așa învăț. Ia că eu trăiesc în Chișinău, va și nu scâni pe uliță sau pe mahal undeva. Nu m-am soroc așa la noi. Trebuie priutit undeva, și priut undeva pentru câini, pentru animale. Mâță, câini, te duci la piață acolo, sud de câini, te duci în pie Mahala, alți câini acolo sud. Așa nu normal. Este o problemă foarte dezgustătoare, în primul rând. Ar trebui să se facă, desigur, ceva, ar trebui să facă un adăpost, un, nu știu, în lumea civilizată se fac lucruri pentru astfel de chestii, dar la noi pentru asta niciodată nu sunt finanțe. Noi indiani avem tot acolo, Doamne ferește, de mulți la ghidroprivă de acolo, nu chip trecut pe drum. E tare, trebuie de făcut primărie, să fac ceva cu dânșă. Problema câinilor vagabonzi a fost discutată și în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Municipal. Noi, consilieri de fracțiunea PAS, ne pusăm pe fața locului. Deci, ce vreau să spunem? Deci, gardul care a fost demolat de la stadion, respectiv s-a construit acest azil. El până la ziua de azi funcționează, banii sunt buni, câinii scriu în demoraj. La fața locului a mers și echipa noastră de filmare să vedem acest centru de plasament temporar al maidanezilor, care a costat bugetul primăriei 147.000 de lei. Însoțit de inginerul Direcției Gospodării Locativ Comunale, l-am găsit ușor și în lucru. Noi l-am construit la hotarul gunoiștii municipale. S-a făcut acces la drum tot 200 de metri, adică de-am cu forțele proprii, fără să îl includem în devizul de cheltuieri. În devizul de cheltuieri era inclus numai să facem plasamentul, adică gardul în jur și să așternem suprafața. Ceea ce s-a făcut cu mult mai mult, o lună de zile nu m-a neocupat cu gardul, adică reparația gardului. În deviz nu inclus lucrări de sudare, lucrări de tăiere. Din materialul dat care ne s-a dat de la primărie, din gardul și ala, nu a ajuns 30 de metri de gard cu tot cu stâlpi, spus tot din beneficiul de deviz și cheltuieli de regie. Teritoriul îngrădit are o suprafață de 750 metri pătrați în interior. Sunt construite 32 de locuri speciale cu o suprafață de 1,20 m pe 1,80 m. Cu toate că mai e mult de lucru și banii s-au terminat, primarul sorocean susține că problema va fi rezolvată. Dragi sorocieni, cerem înțelegerea dumneavoastră că din momente financiare nu este posibil de a aloca suma integrală de circa 500.000 lei. Deci, alături de câinii maidanezi, municipiul Soroca se confruntă cu o sumedenie de probleme la fel serioase, așa cum ar fi reparația drumurilor, amenajarea terenurilor de joacă, salubrizarea teritoriului și multe, multe alte probleme. Până primăria găsește banii, unii soroceni vin cu unele propuneri. Trebuie cum, adorniți ceva, pentru că ei sar la copii, sar la lume, sar la astea. Nu e normal așa. Trebuie de prieși de ușor la ptomnic. Că mă nu-ți dă voie să-i împuși. Mai înainte la Soiuz dau voie la poliția și îmi fuca și duce la musă, la gunoi. Dar mă udeam că nu-ți dă voie să-mi puși câini. Trebuie de prins, de dus la ptomnic. Primărița s-a lăudat că a făcut ptomnic pentru câini, să strângă câini de oraș. Dar ia uitați acum spre-mi iau prin parc. Sunt și agresivi, dacă mă apuc de pantaloni, e clar lucru, că sunt și agresivi să ești mai liniștiți. Uitați, aici e 3 și 1 acolo merge prin parc. Din anul 2013, una din deciziile Consiliului Orășenesc pe atunci spune că Direcția Gospodării Locativ Comunale are obligațiunea să evacueze și să transporteze maidanezii din oraș. Decizie ce este valabilă și acum, susțin cei de la direcție. Noi îi prindem, mai ales pe aici mai mici, și îi aducem la gunoi ăștia municipală. Ei de la gunoiște municipală nu se duc nicăieri, de ce? Din motiv că aici este și mâncare, aici este și loc.
Momentan, la Gunoștea Municipală trăiesc puțin peste 100 de câini. În oraș hoinăresc, potrivit autorităților, peste 500 de patrupezi. Deși acest plasament nu este finisat, deja avem posibilitate de a adăposti câini maidanești. Și acest lucru se va întâmpla în cel mai apropiat timp. Până atunci, totuși, primăria este deschisă și este în așteptarea propunerilor din partea sorocenilor privitor la problema câinilor vagabonzi.